Salutare! Am bucuria să vă filmez acest Leap Motor T03. Mașina doar ce a ajuns la noi, suntem așa pe repede înainte. Într-o culoare Glacier Blue, este un albastru deschis metalizat. O să facem un walk-around să vedeți mașina. De ce sunt entuziasmat de mașina asta, o să mă întrebați? Pentru că, odată prețul, 19.900 de euro pentru versiunea albă, asta costă în jur de 20.400, din care se scade programul Rabla. Deci, teoretic, mașina asta poți să o cumperi cu 19.000 de euro și este o mașină full electrică, cumva o să fie, sau este gândită, ca să fie competitorul direct al Dacia Spring, dar are câteva avantaje versus Spring. Odată, un lucru important este faptul că avem mult mai multă tehnologie, avem altfel de idee în spatele mașinii, avem o baterie de 37 de kW și un motor de 95 de cai putere. Avem în standard plafon de sticlă, cameră de marșalier, senzor de parcare în spate și aceste jante de aliaj în două culori. Să vă arăt un pic și roțile imediat. Ce să mai? Haideți să mergem să o vedem. Luminile de zi și semnalizările sunt pe LED, iar faza scurtă în acest caz este pe halogen. Se poate face retrofit ușor la LED. Haideți să vedem jantele. Jante de 15, pe față, bineînțeles, disc ventilat cu anvelope 165-65R15, iar pe spate, o noutate în clasa asta, în segmentul A, avem disc de frână, la fel și pe spate, iar anvelopele sunt de aceeași dimensiune, bineînțeles, 165-65R15. Partea din spate, să o vedem cumva mai atent, acolo aveți inscripția T03, vedeți senzorii de parcare, partea de stopuri sunt cu LED, foarte bine arată, o să le pornim imediat, și partea de cameră de marșalier, o chestie care pentru moment nu o știm, este partea asta de dimensiuni a portbagajului, undeva în jur de 200 de litri, 210 litri probabil, dar se pot rabata foarte ușor scaunele din spate și atunci chiar aveți o suprafață foarte mare de depozitare. Pentru cei care vor folosi mașina pentru livrări sau diferite chestii, fiecare în funcție de ce va face cu ea. Haideți să închidem și să mergem să vă arăt un pic și partea de interior, să prindem și semnalizările sau variile, cum vreți voi să-i spuneți. Partea de interior, aici e diferența foarte mare versus Spring. O să vă arăt și specificația mașinii. Doar ce am pus-o la încărcat, ne arată o autonomie de 220 de km, dar nu e reală pentru că mașina a stat la noi în showroom și are un consum foarte mare acum. Aici o să mă întrebați ce e. Este camera de supraveghere a stării de oboseală a șoferului. Bineînțeles, avem 4 geamuri electrice și toată partea asta. Frumos, semnalizare cu LED. Eu sunt foarte entuziasmat, sincer, de mașină. Să vă arăt și portul de încărcare. Aveți în standard încărcare pe Type 2. Pentru moment e la 7,4 kW, iar partea de DC este la 45 de kW, dar urmează un update de soft și se va debloca o putere mai mare, probabil pe la vreo 80 de kW pe parte de DC și 11 kW pe parte de AC, dar încă nu avem confirmare finală de la cei de la Leap Motor. Și vedeți acolo jos și radarul de monitorizare. Mașina are inclusiv Adaptive Cruise Control, care pentru clasa asta la fel e o noutate. Și ce e fain la ea e faptul că vă puteți seta telefonul ca și cheie, este la fel ca și la partea de Tesla. Multe dintre manetele de aici o să le recunoașteți după la Mercedes și butoane după la Volkswagen, pentru că ei produc și diverse componente auto. Să vă arătăm și cheile. Mașina vine cu două chei. Așa arată cheia. Haideți să și deschidem. Scuze că n-am deschis înainte și cu o mână e mai greu. Partea de plafon e foarte faină și mie îmi place că are jaluzea. Nu e doar un plafon de sticlă. Scuze că facem gălăgie. Așa, și așa arată cheia de la Leap Motor. Aveți închidere și deschidere, bineînțeles, deschidere portbagaj și acest buton vi-l puteți configura voi în funcție de ce vreți voi să facă. Dacă dați pe configurația mașinii, aici o să puteți să vă configurați diferite setări, inclusiv partea de wireless, bineînțeles, are și update over the air. Acum scuze că avem folie pe display. Haideți să vedem unde era setarea cheilor, driver settings, așa, fast control,
Deci foarte fain. Și o chestie care îmi place foarte mult e faptul că poți să-ți setezi până la cât la sută să se încarce bateria. Avem un cup holder acolo. Haideți să mergem și în spate, să ridicăm scaunul. Mamă, s-a încălzit afară. Dimineața a fost 3 grade și acum e foarte cald. Planșa de ușă, bineînțeles, este din plastic, dar este un plastic ok. Partea din spate, să rabatăm înapoi bancheta. Așa. Cam cât loc avem noi în spatele nostru. Avem garaj pentru picioare, avem. A rămas un pic de spațiu. Cât de fain e partea asta de plafon panoramic, foarte fain. Și o imagine de ansamblu asupra bordului. O să vă pun în descriere toate informațiile legate de mașină. Și avem o grămadă de loguri de Leap Motor. Îmi place că țin la chestia asta. Mânere avem doar în spate pentru șofer și cu inclusiv un cui de agățare pentru o haină, gen numeraș. Și așa arată partea de tapiserie din spate. Aveți buzunare la uși și în spate, care e un lucru bun. Urmează să îi comandăm și noi niște covorașe, să le punem în ea. Scaun, șofer reglabil pe înălțime. Și cam așa arată scaunele. Mie îmi plac. Cum voi știți ce căutați. Dar trebuie să ne gândim că în clasa asta de mașină chiar ne oferă foarte mult. Pentru cei care sunt curioși, asta e specificația mașinii. Este un Leap Motor T03, care costă 20.436 de euro, din care se scade rabla și avem o grămadă de opționale. Aici le puteți vedea: aer condiționat digital, stopuri cu LED, derele cu LED, sistem cu 4 difuzoare, sistem multimedia cu 10 inch, display acela la partea de față, acoperiș panoramic din sticlă, adaptive cruise control, ce să mai, foarte multe. Vedeți, onboard charger de 7 kW și fast charger DC pe 48 kW. Avem și un drive selector, airbag-uri frontale, deci mașina chiar e foarte bine dotată, inclusiv parte de blind spot detection, adaptive cruise control, frânare automată, cameră video de marșalier, monitorizare presiune pneuri, ISOFIX, senzor de parcare spate, tapiserie din stof, bineînțeles, și jante de aliaj, dar cel mai important e aici. Deci, avem un motor de 95 de cai putere și 158 de Nm ca și cuplu și o baterie de 37,3 kW. Eu zic că mașina asta va reuși autonomie reală de vreo 300 de km, poate un pic peste. Ei zic 265 ciclu VLTP și 395 în ciclu urban. Depinde foarte mult cum mergeți cu ea. Iar dimensiunile, pentru cei care sunt curioși, le aveți aici: 3,62 m lungime, 1,57 m înălțime, 1,65 m lățime și ampatament de 2400, iar capacitatea portbagajului de 210 litri. Ca și dimensiune exterioare, este foarte asemănătoare cu Dacia Spring, iar greutatea ei este de 1250 de kg. Ne urcăm în ea, să vă arăt și torpedou și ne ducem un pic la umbră ca să vă pot filma un pic partea de interior, să nu ne bată soarele direct în telefon. Mie îmi place vopseaua asta metalizată, sincer. Arată bine, după cum am spus, dar poate eu sunt subiectiv, pentru că sunt așa entuziasmat să văd mașina. Pe mine mă distrează că e genul de mașină care se încarcă prin nas, cum îi zic eu, la fel ca și la Dacia Spring. Trebuie să înțelegem că mașina asta este mai ieftină decât un Dacia Spring Extreme, cu aproximativ 3000 de euro. Și trebuie să înțelegeți ce ne oferă. Îmi place, mă simt ca și într-un E-Class când dau la partea de marșalier. Și așa arată camera, arată foarte bine și este și cu ghidaj dinamic. Așa, frâna de mână se lasă automat jos. Haideți să mergem în spate. Vreau doar să vă spun că ne-am dat un pic cu mașina prin curte și să știți că merge foarte bine, e punchy. Adică la totuși 95 de cai pe o mașină de 1200 de kg, trebuie să se miște bine. Hai să vedem dacă găsim un pic de umbră să filmăm partea de interior. Așa, și ce e fain că aveți inclusiv partea de radar, uitați ce fain arată celelalte mașini și vă creează o grafică pentru partea de senzor de parcare. Asta îmi place mult și volanul se simte foarte bine, e o piele sintetică, dar e de calitate, adică nu e un volan ieftin ca și pe Spring. Acum îmi pare că tot compar cu Dacia Spring, dar în calitate de proprietar și de Dacia Spring, cred că se măsură să vorbesc despre diferențele dintre cele două mașini. Și uitați aici, avem buton de pornire, bineînțeles, start-stop, și avem parte de parcare. Când am apăsat pe buton, avem park și la park își trage singură și frâna de mână, iar dincolo aveți pentru semnalizare și pentru șprițuitoare. Adaptive cruise control pe volan și comenzile pentru audio, la fel și aici părțile de meniu. O secundă să dăm mai încet. Așa.
Ce îmi place foarte mult e faptul că se poate seta cât la sută să-ți încarci bateria. Deci asta mi se pare foarte fain. Poți să setezi aici, aici e sunshade-ul și el merge și digital. Vedeți că se închide și se deschide. Haideți să-l punem la 50%, de exemplu. L-am pus acolo la 50% și el se va închide până la 50%. Dar să mergem la partea de încărcare. Aici charge settings le avem și uite, putem să punem cât la sută să se încarce bateria. Asta mi se pare foarte fain. Sunt multe mașini care nu au acest opțional și, sincer, cel puțin mie unul îmi place că avem posibilitatea de a seta acest lucru. Partea de climatizare, bineînțeles, avem acest, nu avem grade încă, probabil că o să facă vreun update și o să fie gen ca și o climatizare automată. Haideți să încerc să țin cumva de telefon să nu, să nu vibreze. Parte de fast control, haideți să mergem de la început. Deci avem luminile, se deschid ușa că deja se încălzește, uite ce faină pictogramă face. Avem luminile, bineînțeles, automate, charger unlock și partea asta de screen. Avem light settings. Aici putem seta diferite informații legate de lumină. Drive settings. Așa, avem sport, tare, avem sport, standard, eco și o chestie foarte faină, avem one pedal drive în modul eco. Asta mi se pare o chestie foarte importantă. Drive assist. Aveți toate sistemele de siguranță pe care vi le-ați putea dori pe mașina asta, inclusiv parte de adaptive cruise control. Hai să vedem intelligent connection. Vă puteți seta telefonul ca și cheie pentru mașină. Nu am făcut încă telefonul meu, dar urmează să-l facem. Avem și o aplicație Leap Motor care pentru moment există doar în chineză și ebraică, adică pentru China și pentru Israel. Urmează să vină și cea în limba engleză. Parte de charge settings v-am arătat, parte de health, aici vă arată diferite informații ale mașinii, parte de trip, uite așa, e fain, putem să dăm reset sau nu, și key settings, după cum v-am spus, o puteți programa acest buton de la telecomandă, vi-l puteți pune pe One Key Vehicle Location, Window Lowering sau One Key Air Conditioning. Eu l-am pus pe One Key Air Conditioning. Sunt curios dacă se poate deschide ușor cheia, nu pot cu o mână, dar o să o deschidem să vedem, probabil are doar bateria acolo și aici aveți Leap Motor. Dar se simte bine, adică se simte o cheie de un plastic de calitate. Așa, hai să vedem ce mai avem aici, mai avem maintenance. Așa, trial off, off, wiper maintenance și parte de restart vehicle, care la fel e foarte important. Apoi avem partea de system settings. După cum am spus, avem wireless, la toate mașinile în ziua de azi. Partea de sunet, voice settings, storage, deci avem aproximativ 12 GB de memorie internă. Partea de software, vedeți și seria de șasiu și partea de general. În rest, cam asta a fost partea de infotainment. Dacă aveți nevoie de orice alte informații, hai să oprim asta de aici. Așa, putem să oprim ventilația de acolo, partea de încălzire. Așa, și partea de deschidere a portbagajului. Iar aici avem partea de sonor. Mi se pare foarte multe chestii ca și la Tesla. Vă știți că am și un Tesla Model Y și mi se pare foarte, foarte asemănător. Am deschis portbagajul, avem aer de acolo. Un pic și să vedem și partea de meniu. De aici setați partea de adaptive cruise control, limitator de viteză, asistență la condus și partea de volum, să-l oprim pentru moment. Să vedem dacă, deci, butoanele de aici merg în el aici. Hai să vedem partea de navi. Oh, uite, ok. Au încărcat deja hărțile, deși au zis că o să urmeze să le încarce. Hai să dăm zoom out. Suntem în România și urmează să încarce hărțile complete. Pentru moment puteți să puneți, să zicem, punem București. Opa. Așa. Hai să vedem dacă ne găsește un drum. Acum am dat ceva așa să ne caute. Așa, și ne-a găsit un drum de 1164 de kilometri până la muzeu, nu știu unde. Route calculation failed. Probabil că încă nu știe partea asta de România, dar urmează să le facem update-uri la toate sau o să-și facă clienții singuri pentru că au over-the-air updates. Cam asta a fost partea de Leap Motor. Dacă aveți nevoie de orice informație, simțiți-vă să ne scrieți în comentarii. O să urmeze să ne jucăm și noi cu mașina cât mai mult ca să facem o filmare și o să aveți o surpriză foarte plăcută, pentru că o să avem, sau avem deja, e la noi în curte, în spălătorie, și un C10, care e o mașină wow. Uite și aici avem o inscripție cu Leap Motor. Să vă arăt și partea de motor. Așa arată partea de motor. Nu avem franc, deci este loc pentru unul, dar în rest mi se pare ok. Cam asta a fost mașina.
Dacă aveți nevoie de orice alte informații, simțiți-vă liber să ne scrieți în comentarii și o să încercăm să vă răspundem. Era să uit, să vă arăt ce este în portbagaj jos, pentru că o să mă întrebați ce îi dedesubt în portbagaj. Să deschidem. Aici aveți o husă cu cablurile de încărcare și să vedem cum deschid dedesubt cumva. Ia să vedem. Este doar un covoraș. Așa, asta e foarte greu, cablul de încărcare. Haideți să-l și deschidem. Cred că sunt ambele aici. Mai greu cu o mână, dar ne descurcăm. Așa, deci avem cablul de încărcare și kit legislativ cu lip motor. Aveți inclusiv partea asta de umflare a roților. Avem un Type 2, cred. Da, avem un cablu Type 2 și unul de priză domestică. Acum jur că nu o să pot cu o mână să deschid partea asta ca să vă arate de desubt. Ba da, uite că reușim. Și aici, la fel, atenția la detaliu, au pus o parte de izolație fonică ca să nu facă gălăgie și cam așa arată partea de desubt. Porogajul nu e cel mai mare din lume, dar cu 210 litri cred că te descurci și dacă ai nevoie de mai mult, oricum rabatez scaunele. Să vă arăt și partea de plafon deasupra. Cam așa arată plafonul cu partea aceea din sticlă și partea cealaltă din tablă. Oglinzile sunt frumos opsite ca și plafonul negru, avem o inscripție EV. Dar ce să mai, dacă aveți nevoie de orice informații, simțiți-vă liber să ne scrieți în comentarii și o să încercăm să vă răspundem. În scurt timp o să avem și o mașină de demo și după ce ne dăm o țară cu ea, o să putem să vă dăm mai multe informații. Vă mulțumesc, salutare!